Salut, mă numesc Valentina și astăzi vom rezolva un exercițiu la tema împărțirea polinoamelor. Pentru a explica împărțirea acestor două polinoame, mai întâi voi arăta un exemplu simplu, cu numere. Deci avem numărul 173 împărțit la cifra 4. Deci 17 împărțit la 4, de 4 ori. 4 ori 4 face 16, facem diferența, respectiv. Obținem 1, coborâm următoarea cifră, 13, 13 împărțit la 4 de 3 ori, 3 ori 4, 12, făcând diferență obținem 1. 1 acesta este rest. Știu, este o chestie elementară pentru voi. Acum trecem la împărțirea polinomelor. Transcriu acest polinom x la puterea 3 minus 7x pătrat plus 15x împărțit la x minus 5. Întotdeauna se procedează în felul următor. Împărțim primul număr de aici cu primul număr de aici. Deci x la puterea 3 împărțit la x face x la puterea 2. Următorul pas, înmulțim fiecare element la x pătrat. Deci x la puterea 2 mulțit la x face x la puterea 3 -a. Respectiv, x pătrat înmulțit la minus 5 va fi minus 5x pătrat. Următorul pas, ca în acest exemplu, facem diferența. Deci x la 3 minus x la 3 este 0. Mai departe aici atenție la semne. Deci avem minusul ăsta și minusul ăsta. Minus 7x la pătrat minus minus 5x pătrat, deci aici obținem plus. Minus 7 plus 5 face minus 2, partea literară se coboară. Minus 2x pătrat. Următorul pas. Iarăși împărțim primul număr la primul număr de aici. Semnul întotdeauna este acesta, în cazul nostru este minus. Minus 2x la pătrat împărțit la x obținem minus 2x. Facem produsul. Minus 2x înmulțit la x exact minus 2x pătrat. Având aici două elemente, coborâm și aici următorul număr. Plus 15x. Minus 2x înmulțit la minus 5 va fi minus la minus plus 2 ori 5, 10x. Evident, următorul pas, iar facem scăderea. Ăștia doi se reduc, minus 2x pătrat, minus 2x pătrat. Următorul pas, 15x minus, cu plusul ăsta, va fi minus. Deci, 15x minus 10 va fi 5x. Următorul pas, iarăși împărțim 5x la primul număr. Deci, 5x împărțit la x va fi semnul, în cazul nostru, plus 5. Evident că facem produsul. Observăm aici avem două elemente, înseamnă că și aici trebuie să fie două. Adăugăm un 0. 5 mulțit la x face 5x. 5 înmulțit la minus 5 va fi minus 25. Următorul pas, scăderea. Ăștia doi dispar, respectiv 0 minus minus 25, obținem exact 25. Asta fiind, ca în cazul precedent, rest Așa, continuăm cu următorul exemplu. Ne complicăm un pic viața. Deci avem de împărțit acest polinom la 2x 3. Procedăm exact ca în cazul precedent. Împărțim primul termen la primul termen. 6x la puterea 3 -a împărțit la 2x. 6 împărțit la 2 va fi 3, iar x la puterea 3 împărțit la x va fi x pătrat. Deci înmulțim fiecare element cu 3x la pătrat. Deci 3x pătrat înmulțit la 2x face 6x la puterea 3 -a. 3x pătrat înmulțit la minus 3 va fi minus 9x pătrat. Următorul pas, evident că facem diferența. Deci aici obținem 0, mai departe, atenție, avem minusul ăsta cu minusul ăsta. x pătrat minus înmulțit la minus face plus, deci va fi plus 9x pătrat. Cunoaștem cu toți că aici stă elementul 1. Deci 1 plus 9 va fi 10, partea literară se coboară. x pătrat. Facem mai departe în felul următor. 10x pătrat iarăși se împarte la 2x. Semnul este plus, 10 împărțit la 2 va fi 5, iar x pătrat împărțit la x va fi x. 5x înmulțit la 2x va fi 10x pătrat. Evident că coborâm următorul termen, minus 29x. 5x înmulțit la minus 3 va fi minus 15x. Și iarăși vom face diferența. 10x pătrat minus 10x pătrat se reduce. Aici iarăși obținem minusul ăsta cu minusul ăsta va fi plus și minus 29 plus 15 va fi minus 14 X. Din start voi coborî plus 21 și voi face iarăși împărțirea primului termen la primul termen. Deci minus 4x împărțit la 2x, păstrând semnul minus, va fi 7. 7 se mulțește pe rând cu fiecare. Minus 7 ori 2x va face minus 14x minus 7 mulțit la minus 3 va fi plus 21. Făcând diferență, obținem aici rezultatul 0. Deci 0 ar fi rest, în cazul nostru lipsește restul. Atât. Sper că acest exercițiu ți-a fost de folos. Succes ție la matematică!